Jandarmii Dâmbovițeni au participat și ei la proiectul național Lăstuit România. 31 de voluntari din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița au ales să ecologizeze zona Mănăstirii Dealul. Astfel au fost încărcați cu gunoi 110 saci menajeri. Prin participarea la această campanie, jandarmii au dorit să-și aducă contribuția la protejarea naturii și refacerea ecosistemului, demonstrând că sunt alături de comunitate nu numai pe timpul desfășurării misiunilor. În ziua de 24 septembrie anul curent, un număr de 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița au participat la campania de ecologizare în cadrul proiectului național Lăstuit România. Lăstuit România este cel mai mare proiect de implicare socială din țara noastră, care își propune să responsabilizeze autoritățile și cetățenii privind gestionarea corectă a deșeurilor și aplicarea legislației de mediu.